Bună ziua, dragilor! Astăzi vă voi prezenta principalele caracteristici fizico-geografice ale zonei în care se află localitatea mea. Eu sunt din Călărași, oraș situat în zona de câmpie, în Câmpia Română. Pe lângă Câmpia Română, în țara noastră se mai află următoarele unități majore de relief: Carpații, orientali, meridionali și occidentali, Subcarpații, Depresiunea culinară a Transilvaniei, Podișul Moldovei, Podișul Dobrogei, Podișul sau Piemontul Getic, Podișul Mehedinț, Dealurile de Vest, Câmpia de Vest și Delta Dunării. Dar localitatea ta, în ce unitate de relief se află? Călărașul se află pe malul stâng al brațului Borcea al Dunării. Prin localitatea ta curge vreo apă curgătoare? Dacă da, care este aceasta? Dacă nu, care este cea mai apropiată apă curgătoare de localitatea ta? La periferia Călărașului se află lacul Iezer, ale cărui maluri sunt înconjurate de un brâu de stuc și papură. Aici se adăpostesc, în special iarna, numeroase specii de păsări migratoare, printre care se numără pelicanii, lebedele, gâștele cu gât roșu, gârlițele și stârcii. În zona localității tale se află vreun lac? Aflându-se în Câmpia Română, în Călărași, climatul este de câmpie. Aici, vara, temperaturile sunt foarte ridicate și cad cele mai mari cantități de precipitații. Iarna, temperaturile sunt foarte scăzute, este ger, iar precipitațiile cad sub formă de lapoviță și ninsoare. În localitatea ta, ce tip de climat întâlnești? Prin ce se caracterizează acesta? Tipul de climat determină repartiția plantelor, animalelor și solurilor de pe un anumit teritoriu. Astfel, în zona Călărașului, întâlnim peisaje de stepă și de luncă. Caracteristice stepei sunt ierburile înalte, capabile să reziste unei perioade îndelungate, fără precipitații. Aici întâlnim multe specii de răzătoare, șerpi, reptile și păsări. Solurile din această zonă sunt foarte fertile, permițând cultivarea intensă a cerealelor, legumelor și leguminoaselor. În zona de luncă întâlnim plopi, sălci, arini, papură și stuf. În apele brațului Borcea al Dunării trăiesc numeroase specii de pești, printre care se numără guvidul, hamsia, somnul, știuca, carasul, șalăul, avatul și crapul. Cu peștii și anfibienii din brațul Borcea se hrănesc pe scărușii, berzele și ratele sălbatice, care își fac cuiburi în apropiere. Solurile sunt mai nisipoase decât în zona de stepă. În zona localității tale, ce specii de plante întâlnești, dar de animale? Află și care sunt tipurile de sol întâlnite în zona localității tale. Eu vă mulțumesc pentru atenție și aștept răspunsurile voastre la toate întrebările mele în secțiunea de comentarii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!